Părintele Savatie Baștovoi de la Mănăstirea Noul Neamț din Basarabia este o personalitate cunoscută în mediile bisericești și în cele intelectuale. Autor a numeroase volume de proză și poezie, deopotrivă scriitor ficțional și eseist tradiționalist, este laureat al mai multor premii literare și este menționat în câteva cărți de critică și istorie literară. Vă prezentăm câteva sfaturi de la Părintele Savatie Baștovoi, sfaturi demne de luat în seamă. Să nu uiți că trebuie să mori. Când aveam 2 ani, am căzut din sania înhămată la cal, iar tata s-a dus fără să mă observe. Tata era pădurar pe atunci și întâmplarea a avut loc chiar la poarta cantonului din Oricova. Când calul a pornit, eu am căzut pe spate în zăpadă, amestecându-mă cu cerul alb de iarnă. Atunci am văzut pentru prima oară descoperirea singurătății și a morții. Nu am plâns și nici nu am strigat. Țin minte că eram îmbrăcat într-o salopetă albastră cu glugă. M-am întors tăcut în casă la mama, mergând atât de încet, încât să-i dau răgaz tatei să mă ajungă din urmă. Să nu uiți că trebuie să iubești. Cel mai cumplit lucru care îi se poate întâmpla unui om este să nu fie iubit, dar cred că și mai cumplit este să nu iubești. Întotdeauna mi-a fost ușor să iubesc oamenii, să mă bucur că-i văd. De aceea nu am avut nicio piedică în a înțelege Evanghelia. Când făceam vreo bazaconie, mama îmi spunea: "Du-te de la mine, nu te mai iubesc." Asta era pentru mine pedeapsa supremă, pe care eu o trăiam ca pe o izgonire din rai. Sfântul Isaac Sirul spunea că focul iadului nu este altceva decât dragostea pierdută pe care ești condamnat să o contempli veșnic. Să nu prețuiești în bani ceea ce Dumnezeu ți-a dat în dar. Am înțeles asta în adolescență. Eu, fiind elev la Liceul de Artă Octav Băncilă din Iași, mama m-a dus la Petersburg să văd Ermitajul. Acolo am stat la o familie de abhazi, o femeie divorțată cu 2 copii, dar foarte descurcăreață. O chema Izolda și ea mi-a cumpărat prima mea chitară. Dumnezeu să-i dea sănătate! Avea grătar și făcea mulți bani. Eu niciodată nu am văzut atât de mulți bani. Vindea frigărui noaptea până spre dimineață, că erau nopțile albe. Uneori ieșeam și eu cu ei, că era interesant. Ei făceau și vindeau frigărui, iar eu desenam într-o mapă pe care o sprijineam pe genunchi. Cât oamenii mâncau, eu aveam timp să le fur portretele. Un bărbat chel și vesel s-a apropiat de mine și a început să exclame: "Păi ăsta sunt eu! Sunt chiar eu! Cât să-ți dau ca să mi-l vinzi?" Eu i-am spus: "Vi-l dau așa, eu nu vând." Și i-am dat acel portret. Bărbatul totuși mi-a dat un dolar. Era în 1991. Apoi s-a dus. Eu am rămas cu acel ban. L-am pus într-un caiet și nu l-am folosit niciodată. Să nu crezi răul. De câte ori am crezut un rău despre cineva, am avut doar de pierdut. M-am simțit murdar, părtaș la o lucrare de urâțenie a omului. Am vorbit și eu de rău, iar timpul mi-a demonstrat de fiecare dată că nu am avut dreptate. Prefer să greșesc prin a-mi păstra o părere bună despre un om rău decât să ajung să cred o vorbă proastă despre un om bun. Orice rău este o minciună. Răul, așa cum spunea fericitul Augustin, nu există. Răul este o mare absență, absența binelui și a iubirii. De aceea a crede răul este tot una cu a te cufunda în absență și în minciună. Să nu te crezi pierdut. Eu sunt o fire înclinată spre deznădejde, cunoscând toate relele care ies din această cădere sufletească. Dar într-o zi mi-a venit gândul salvator. Mi-am zis că Dumnezeu cunoștea căderile mele
și cele trecute și cele viitoare, și totuși m-a creat, iar Dumnezeu nu aduce pe nimeni pe lume spre pierzare. Dacă ne-am născut, înseamnă că Dumnezeu și-a pus toată încrederea în noi. E o mare încurajare să te gândești că Dumnezeu are încredere în tine. La disperare, omul e capabil de orice rău. El se pornește cu război împotriva propriei ființe, având parcă o plăcere demonică din a-și călca propriile principii, practic sinucigându-se spiritual. Cred că orice duhovnic adevărat își începe sfătuirea de după spovedanie prin cuvintele „să nu deznădăjduiești”. Să nu te crezi sfânt. Sfântul Siluan Atonitul zicea: două gânduri să nu le primești și să nu le crezi. Primul, că nu te vei mântui, și al doilea, că ești sfânt. Să nu te crezi mai bun ca alții. Lucrarea pe care o faci prin darul lui Dumnezeu poate fi mai bună decât a vecinului, dar asta nu înseamnă că tu ești mai bun ca el. Doar lucrarea e mai bună. Darurile date de Dumnezeu nu se iau înapoi, dar oricine se mândrește cu lucrările sale ajunge să se întunece și să folosească darul prostește, după care ajunge să-și piardă demnitatea. Să nu te pui chezași. De câte ori m-am pus chezași pentru cineva, am încurcat oamenii și am făcut rău. De când mă țin minte, mă băgam să salvez pe toată lumea. Narcomani, bețivi, femei bătute de bărbat și așa mai departe. N-am salvat pe nimeni. Numai necazuri, bani furați, lucruri dispărute și probleme cu vecinii. Am ajuns la concluzia că dacă vrei să ajuți pe cineva, ajută cât te țin curelele, dar fără să implici și alți oameni. Asta înseamnă să te pui chezași pentru cineva, să garantezi că el se va îndrepta, că te reprezintă. Mare greșeală! Odată am citit din pildele lui Solomon sfatul acesta: să nu te pui chezași. Noi, când citim Scriptura, înțelegem și reținem doar atât cât am experimentat. Celelalte cuvinte nici nu le vedem. Să nu te răzbuni. Răzbunarea este un păcat, dar este omenească. Scriptura spune să nu pedepsești de două ori pentru aceeași greșeală, principiu care a ajuns și în dreptul roman. Pot înțelege un gest de răzbunare, deși e mai bine să nu te răzbuni, dar mă întristez de omul care se răzbună de două ori, adică la nesfârșit, pentru o singură greșeală. Când m-am răzbunat odată, am mai mers cum am mai mers, m-a iertat Dumnezeu. Dar când m-am răzbunat a doua oară, s-a întors totul în capul meu și am ajuns să înțeleg că m-am războit cu mine însumi. Să nu învingi cu orice preț. Oamenii care caută să fie învingători cu orice preț, în cele din urmă pierd totul. Prefer să fiu considerat învins uneori pentru a-mi păstra șansa să înving la urmă. Odată, un episcop român mi l-a lăudat pe cineva: vă dați seama? Omul acesta a avut doar note de 10, niciun 9. Este extraordinar, nu-i așa? Eu i-am răspuns: eu nu am încredere în oamenii care au avut numai note de 10. De ce? M-a întrebat episcopul surprins. Pentru că ei nu știu să piardă, iar omul care nu știe să piardă te vinde pentru o victorie vremelnică. Să nu râzi de rușina nimănui. Când eram mic, am auzit băieții mai mari râzând de cineva care a fost prins într-un păcat rușinos. Apoi, de fiecare dată când mă întâlneam cu acel om sau auzeam vorbindu-se de el, îmi venea în minte, fără să vreau, păcatul pe care îl făcuse. Dar niciodată nu am spus cu buzele mele acel păcat și m-am purtat așa cu acel om ca și cum nu aș ști nimic. Nici acum, când el a murit, nu pot spune ce am auzit, pentru că nu vreau să-i răscolesc rușinea. Ieromonahul Savatie Baștovoi
spune că cel mai cumplit lucru care îi se poate întâmpla unui om este să nu fie iubit. Și atunci apare și îndemnul. Iubește pe Dumnezeu din toată inima ta și din tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți și te vei mântui.